Respingem orice politizare a acestui subiect. Este o inițiativă cetățenească semnată de 3 milioane de cetățeni români pe care îi respectăm ca și opțiune. În ce ne privește, noi am susținut ideea acestui referendum, de altfel a existat și un protocol între Biroul Politic Național și Coaliția pentru Familie. Nu vom impune fiecărui membru al Partidului Național Liberal să voteze într-un anume fel. Fiind o problemă de conștiință, e clar că fiecare membru al PNL se va poziționa în funcție cum îi dictează conștiința, iar ceea ce trebuie să rețină inițiatorii acestui referendum este că de un an de zile, după adoptarea în Camera Deputaților a proiectului de revizuire a Constituției, majoritatea parlamentară PSD-ALDE a blocat adoptarea acestui proiect în Senat, unde dețin majoritatea clară, și unde au refuzat să-l pună pe ordinea de zi, preferând să politizeze acest subiect, să-și facă o temă de campanie politico-electorală din acest subiect, care noi considerăm că nu trebuie politizat și trebuie lăsați românii să își exprime propria voință la referendumul pentru definirea familiei tradiționale. Apropo de campanie, vă veți implica în campanie, așa cum au anunțat? Cu siguranță, toți cei care susțin din Partidul Național Liberal, și readuc aminte că la Camera Deputaților o majoritate confortabilă a deputaților PNL au votat în favoarea acestei modificări constituționale, toți cei care consideră că este o modificare dorită, o modificare bună, se vor implica în această campanie. Veți lăsa și asta la liber, să înțelegem. Cu siguranță. Este la latitudinea fiecăruia, măsura în care se implică sau nu.